Povestea Crăciunului autentic, tradițional, bogat în datini și în obiceiuri, continuă. În Baia Mare a avut loc a 15-a ediție a evenimentului Crăciun în familie, unde colindătorii au umblat pe străzile din oraș îmbrăcați în straie tradiționale. Cea de-a 15-a ediție a evenimentului Crăciun în Maramureș a debutat cu o paradă a colindătorilor veniți din toate zonele județului, având ca antemergători căruțe trase de cai. Îmbrăcați în straie tradiționale, colindătorii au străbătut orașul, după care au umplut ulițele satului de pedal pentru a vesti bucuria nașterii Domnului. În centrul acestui eveniment de suflet s-au regăsit din nou cele mai frumoase tradiții maramureșene specifice sărbătorilor de iarnă. Mă bucur că suntem astăzi într-un număr atât de mare aici în Muzeul Satului din Baia Mare, un muzeu de referință a județului Maramureș, un loc în care putem cu adevărat să promovăm tradițiile și cu moșterirea noastră culturală. Sper ca cei care au venit din alte locuri să meargă, că o să plece de aici cu o impresie plăcută despre Maramureș, să guste din bucatele alese din toate cele patru țări ale județului Maramureș și să transmită mai departe celor de acasă ce înseamnă Maramureșul. Să vă bucurați, să vă distrați, Hristos a născut! Sunt mai multe evenimente care în această perioadă sunt organizate în județul Maramureș. Sigur, acesta este cel mai mare, dar este și festivalul datinilor de la Sighetul Marmației, este festivalul brondoșilor de la Cavnic, a fost seara viflaimelor la Vișeu de Sus. În fiecare zonă din județ, practic în această perioadă, ne străduim să organizăm evenimente care au practic același scop, și anume de a duce mai departe și de a transmite tuturor românilor și nu numai străinilor care ne calcă pragul. Special am venit pentru sărbătorile de iarnă, să le petrecem acasă. Și cu ocazia asta am prins târgul de aici și profităm să ne reamintim de ce era când de copilărie. Varză din Maramureș, foarte bună făcută. Ați venit special pentru o bucurică bună la muzeu sau și cu Am venit să vedem tradițiile din Maramureș. Foarte bine, foarte bine. Cei prea mult nu strică. Tradiție condensată din cele patru țări ale Maramureșului. Maramureșul istoric, Maramureșul voievodal de pe Sedeal, acolo e țara Chioarului, țara Codrului, ce să mai, Lăpușul, toată lumea a venit cu straile lui populare, cu acea istorie țesută pe ei și cu bucatele alese.